vreau să împărtășesc cu voi cum să vă creați propriul iluminant de corp sub formă de spray. Bineînțeles, am mai încercat să vă arăt într-un fel într-un alt video pe Facebook, pe grupul Testing Makeup, pe grupul, pe pagina Testing Makeup and Beauty Products și cred că am publicat-o și pe Instagram, mini video cum să creați un spray iluminator pentru piele, pentru corp. În sfârșit mi-au ajuns spray-urile Fixing Spray. Fixing Sprays. Deci, acestea sunt spray-uțurile Pro Studio Fixing Spray de la Freedom și Flawless Mist and Fix Matte Finish de la Berry M. Am specificat că am rămas uimită că cel de la Berry M are cantitatea atât de mică, dar nu știu cum funcționează, deci este probabil să fie foarte bun. După cum știți, cel de la Urban Decay costă în jur de 30 și ceva de euro. Un alt fixing spray de la Smashbox costă în jur de 40 de euro, deci ca idee prețul spune despre calitate și acesta o să vedem cam despre ce e vorba, dar deocamdată vreau să vă arăt cum să vă creați propriul vostru iluminator de corp. Ok, și de data aceasta m-am pregătit mai bine, am venit cu o sticluță tip genul transparentă să puteți vedea cam ceea ce este și o să pun în această sticluță fixing spray, da, îl desfac ăla de la Freedom și o să pun, cred că o să pun un pic și după aia o să pun un picuț mai mult ca să vedem cât o să fie nevoie. Și deci ăsta, ok, este transparent, îl las atât și eventual o să mă întorc după și cred că o să mai pun și pe celălalt care îl făcusem în mini clipul de pe Instagram și de pe pagina Testing Makeup and Beauty Products. Ok, și am aici, sunt în armată cu o folie de plastic, asta este o protecție de la paleta de la Sephora și data trecută tot pe aceasta am folosit-o și o să răzuiesc cu o pensulă de rimel, da? De aia curată. O pensulă de rimel, asta este cea mai, cred că asta este cea mai indicată. Puteți folosi și cea de silicon, tot de rimel. Am curățat-o atât de bine că a rămas fire de vată pe ea. Ok, deci puteți să o folosiți și pe aia de silicon, dar cred că asta este mai aspră, deci nu o să mai fie nevoie să mai umblu să fărâmițez din iluminant. Și o să încep cu un pic din acest iluminant de la Revolution. Asta este în nuanța Golden Lights, deci are și măr galben și o să merg încet încet să îmi pun pe această folie de plastic, să-mi răzuiesc încet încet. Ok, și după aia o să le amestec pe toate în sticluță. Merg totuși cu o cantitate destul de generoasă pentru că vreau să îmi fac iluminatorul pentru corp. Și o să merg din paleta de la Huda Beauty. Și data trecută am pus un pic din iluminatorul de la Huda Beauty din culoarea Winter Rose și o să merg în continuare cu acesta pentru că îmi place că dăm strălucirea aia un pic așa, fiind rozie, nu mai pare strălucire sintetică, pare strălucire naturală a corpului. Și deci o să continui, o să mai pun un pic din acest iluminator, o să răzuiesc cu aceeași pensulă. Și să încerc să fac mare atenție să nu dau pe jos pentru că cred că am greșit, folia este cam micuță pentru toată cantitatea de praf care o să pun eu aici, dar eventual o să răzuim de două ori. Iluminatorul de la Huda Beauty este un pic așa cremos deja, văd că s-a umplut bine, s-a imbibat bine pensula, chiar vreau să vă arăt, deci a rămas imbibat în pensulă, dar nu e problemă că după aia o să scoatem încet încet. Da, și haideți, aș fi putut să scormonez cu o spatulă sau o spatulă sau ceva de genul, dar prefer să folosesc aceasta pentru că vreau totuși cât de cât să fie cât mai micuț, adică vreau totuși să răzuiesc praf, nu bucăți întregi. Ok, și asta o să o las deocamdată, o să continui cu paleta de la Sephora, da? Și de data aceasta nu o să le pun pe ambele, o să merg doar cu culoarea cea mai deschisă, cu cea de aici. Și acum vine momentul cel mai intens, cum o să le transfer în sticlă. Ok, și cam ăsta este praful. Un mic munte, da? Nu știu dacă se vede. Ok, și sticla. Și am ceva specific, special. Eu am aici așa o mică pâlniuță, dar nu cred că o să treacă foarte ușor prin găurica asta, este într-adevăr foarte mică și o să merg direct cu așa, da? Și o să încerc să pun totul aici, deci direct.
Iluminatorul de la Puda e cremos și de asta îmi dă un pic dificultate. Ok. Ok. Și... și de ce este totul aici? Ok. Vreau să-l amestec și să vedem ce iese. Shake, 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 shake. Ok. Nu iese destul de shaked. Da, iluminatorul de la Huda cam face figuri, să spunem. Și mai rezolvesc un pic din blush-ul de la Milani, Baked Blush, asta este nuanța Bella Bellini. Și fardul de ochi, all over, fardul de la Neve Cosmetics Newton, care are reflexii spre albastru. Și o să amestec tot aici, să vedem care este situația. Cred că am greșit că am pus iluminatorul de la Huda, blush-ul iluminatorul de la Huda, pentru că este un pic cremos și parcă s-a strâns așa, s-a adunat. Deci... sigur, ar fi arătat mult mai bine fără iluminatorul de la Huda. Ok, deci trebuia pus totul uscat, cât mai uscat. Ok, pus și ăsta aici. Oricum ar fi de fiecare dată când va veni folosit, o să trebuiască agitat. Nu arată sub nicio formă cu cel de la Fenty Beauty. Mi-ar fi plăcut, dar nu arată. Ok, și ce o să fac? O să-l pun și pe celălalt care l-a făcusem data trecută. Să-l punem tot aici, să vedem ce a ieșit. Deja sticla are reflexii roz. Și acum o să încerc. Nu știu dacă este posibil. Facem așa. Ok, s-a adaptat perfect. Și vreau să facem proba. Facem o probă. Și o să-l fac aici pe tatuaj pentru că se vede mai bine, fiind mai X la culoare. O să vedem ce a ieșit. Deci tatuajul este curat, da? Și să începem. Văd o mică strălucire. Este strălucirea. Dar o să încerc să-l omogenizez așa cu mâna. Să vedem ce iese. Ok, wow, pe mână arată super. Pe mână arată super. Și o să văd acum să-l supoi vantaiul. Wow. Păi ce bine arată. Deci are o strălucire foarte delicată, arată super bine. Haideți să vă arăt. Eu zic că arată extraordinar de delicat, de frumos și s-au amestecat toate. Deci faptul că le-am întins cu mâna, deci le-am omogenizat cumva cu mâna, a spart toate particelele care nu s-au rupt în momentul când le-am zgâriat cu pensula. Eu consider că dacă o să se dizolve mai bine, o să arate mult mai bine. Vedeți cum se vede la camera. Și... oricum are reflexii și astea care stau deasupra, care le vedeți deasupra, eu cred că încă n-au apucat să intre destul lichid în ele și deja văd că o parte deja au coborât și o parte au rămas sus. Cred că în câteva zile o să fie totul perfect. Trebuie, știu eu, eventual mai jucat cu el, așa, mai amestecat. Dar, da, wow. Wow. Nu are o culoare cum l-avea la de la Fenty Beauty, dar arată bine. Arată bine, bine, bine. Chiar îmi place. Și acum că s-a uscat total, nu știu dacă se vede la cameră, dar într-adevăr sunt micuțe particule de sparkle, sparkles. Deci nu este bam in your face, dar chiar arată. Și ia să văd dacă se duce pe mână. S-a transferat, dar foarte puțin. A rămas tot aici, deci a fost fixat cu fix în spray-ul. Deci, da, se poate face iluminator de corp și fără să cheltui o grămadă de bănuți. Deci... da, puteți să vă creați propriul vostru iluminator de corp cu un pic de fixing spray și ce aveți voi farduri care considerați că v-ar face plăcere să stea pe voi. Nu culori în cremă. Deci ce am învățat din toată chestia asta, nu culori în cremă. Dar oricum o să se dizolve din câte văd eu așa și o să se omogenizeze tot. Dar dacă n-aș fi folosit iluminatorul de la Huda, sigur ar fi avut un alt aspect.
dar încă are timp să se modifice. Deci, acestea fiind spuse, fetelor, sper că v-a fost de ajutor acest mini tips. Ați văzut cam ce o să iasă. Nu este neapărat să folosiți ce iluminatoare am folosit eu, puteți folosi ceea ce aveți voi în colecție. Și pentru moment, mie mi-este de ajuns ăsta, nu cred că o să mai fac altul, pentru că, cum spuneam, nu sunt mare amantă, nu sunt mare amatoare de iluminatoare pentru corp. Da, deci ăsta este iluminatorul, rezultatul final.